O curiozitate. Care e cel mai bun prieten al dumneavoastră? Dumnezeu. Poți să faci ceva fără el? Poți să respiri? Stomacul când îți cere mâncare să face fără Dumnezeu? Inspirația care vine în cer pentru o compoziție, o lucrare, o sculptură, o ceva. Când iei porumbul în mână, în pumn, și dai la găini. O faci tu, ca așa vrei tu? Nu, Domnule. Toată asta este inspirație. Totul este numai El. Fiecare atom, fiecare celulă, scrie Dumnezeu pe ea. Nu se poate face nimic. Tu îți împingi piciorul înainte și îl chem pe stângul după aia? Nu, Domnule, e Dumnezeu. Când îți vine somnul, cine îți trimite ție somnul? Cine îți trimite ție setea de apă, de altceva? Dumnezeu. De unde vine aerul? Cine te pune pe tine să respiri? Vine, ah, ce aer curat. Cine îți împinge aerul în stomac și în corp și în corp și îți limpezește creierul? Cine te pune în căruță? Cine te pune în călare pe cal? V-a fost cel mai bun prieten. Să putea ceva fără el? Și-o, domnule Zanfir. Mi-ați spus că cel mai bun prieten al vieții dumneavoastră a fost Dumnezeu. Da. Și este. L-a strădat vreodată? Trădare, nu. Nu le zice trădare. Când iubești pe Dumnezeu, nu poți să-L trădezi. Au mai fost așa momente, dar clipe. I-ați înșelat așteptările? În tot ce am făcut eu, nu cred. L-am înșelat, bineînțeles că l-am înșelat, că tot păcătosul este ce a spus Iisus Hristos. Cine iese din mamă, e născut în păcat. Deci, păcatul este el. Nașterea în sine este păcătoasă. Ce i-a spus lui Adam, lui Eva? Vei naște de azi înainte în dureri. Păi ce e durerea? Și de ce? Pentru trădare. Păi trădarea asta o avem în noi, este în sânge, în genă, așa-i. N-ai cum. Lăsați-mă să dau... Să nu înșeli.